la început un nou viac. Suntem 100 de oameni, 100 de oameni. Dar mai tine aici? Nu. Suntem mai mult de 100 în suflet și în simții. Pentru că uniți de ziua unirii, întotdeauna când pe 24 ianuarie trecuți împlinea această vârstă, cântam și Hora Unirii. De aceea am spus noi un stejar din țara Fagilor, venit pe meleagurile dintre Moldova și Siret. De asta, de fiecare dată, pentru familia noastră, urmașii lui, unirea în 24 ianuarie ne face instantanee legătura cu cel care a fost Fanciu, Fănel, Cernăuți, doctorul Epifanie din România. Dani? Da. Sper să petreceți clipe plăcute la frumoasa manifestare începută de Muzeul Romașcan. Aici, în acest panteon, în care ne privesc oameni de seamă și pe care trecutul meu și-ar fi dorit să fie văzuți și admirați de cei care beneficiază de leacul din spital. De asta el a conceput Muzeul Spitalului. De asta s-a gândit ca cei care vindecați total sau parțial, poate mai stau prin spital până pleacă acasă, plimbându-se pe holurile Spitalului Precista Mare, să intre și să vadă cine a lecuit aici cândva. Și poate vreun nepot al celui lecuit de brada, poate un fiu acelui lecuit de micu sau fălcoianu în casa căruia ne aflăm acum. În altă rugăciune de mulțumire Domnului că au existat asemenea oameni. Oameni care putem spune cu inima curată că au fost instrumente ale Domnului. Și Măicuța prea curată i-a ocrotit în vremuri atât de grele, încât dacă vă pierdeți puțin timpul, între ghilimele, răsfăind monografia spitalului, care datorită revistei de la Biblioteca Brășănească și doamnei Emilia Chisuianu va putea să apară într-un nou tiraj monografia de la Bicentenar. Să vedeți ce viață, ce greutăți au învins, prin ce momente au trecut din 77, din primul război mondial, când a venit Tăvălugul Roșu după 44, după trădarea, când s-a deschis poarta Iașului și armata lui Stalin a intrat ca în brânză în spatele pozițiilor de la Târgu Frumos, când tatăl meu era în tranșee pe dealurile de la Târgu Frumos și știa că s-a dat ordin. Cine să fi dat ordin asta? Decât comuniștii din armata română câștigați de Stalin. Să se retragă muniția, fiecare soldat să aibă 5 cartușe, artileria să nu răspundă la artileria arsească, decât la încuviințarea statului major, dar nu vreau să vă rețin cu prea multe amănunte din istoria militară, decât în ideea că tata a vrut să scrie și s-a refuzat adevărul. Imediat după 90 n-a putut. Dar citind asta memoriile, acea carte cu tartaje vișinii, și o să vedeți aici evenimentul descris și pentru orice istoric din istoria medicală.
militară, certo. Medicină militară sunt lucruri de aur. De altfel, dacă putem spune că ne bucurăm de această donație făcută muzeului din Roman, suntem fericiți că am putut aduce aici ce a adunat tata cu greu în zeci de ani. Întâi în turnul acela, turnul era precis. Sus, pe o scară în spirală, sus la palierul cel mai înalt, era un spațiu, poate vreo 4-6 metri pătrați, care a început să adune primele lucruri. Când a văzut lumea și istoria și ziaristica acolo, păsează primele ecouri în presă, contau și în vremea comunismului foarte mult. Unii, fără așa ceva, nu puteau să primească salariul. Mulți au câștigat bani grei prin munca lui tata. Mă rog. Dar Dumnezeu are umor și chiar dacă întârzie, nu uită. Și deși a fost indicat pe scena din Casa de Cultură și înfierat ca un dușman al poporului care ascultă Europa Liberă, peste câțiva ani de zile, a fost făcut cetățean de onoare și recunoscut meritele de primărie. Asta spunem doar așa, cu bucuria că fapta bună o faci, îi dai drumul pe apă și tot te întâlnești cu ea în cauză. Desigur, o așteptam pe doamna Iulia Bunariu să deschidă. Eu mi-am permis, așa că acasă îmi cer scuze, poate n-am fost trecut în program, n-am voie să vorbesc, poate am voie, nu știu. Dar dacă v-am făcut o orare de bun venit, ați venit ca în casa noastră. La mulți ani, Domnul să vă dea sănătate, măicuța să vă plătească. Și să închei așa la început decât cu vorba: Doamne, ce puțin am fost și ce mulți am rămas. Să rămâne, bună ziua, și ne pare bine că ați dat curs invitației noastre, având un eveniment deosebit astăzi, 101 ani de la nașterea domnului dr. Epifanie Cozărescu și în parteneriat cu Muzeul de Istorie al Romanului, Societatea de Istoria Medicinei și Farmaciei, membrii societății încearcă să ducă mai departe, bineînțeles, activitatea domnului dr. Epifanie Cozărescu. Și avem și un sprijin deosebit din partea Muzeului de Istorie. Nu numai, toți colaboratorii, și, toți prietenii lui au fondat. Și vreau să vă spun ceva și dumneavoastră, domnule Radu Cozărescu, că știți că sunteți bineveniți totdeauna. Nu ați fost trecut în program, asta nu e vina noastră, fiindcă nu ne-ați anunțat din timp. Noi cred că ne-am străduit să facem un program a fost deosebit. O fisură în mijloace de comunicare. A dispărut telefonul domnului Aurelu Nariu, adică s-a schimbat telefonul, eu sunam, nu răspundea. Și când în cele din urmă, la fel de mânduții, am aflat nou telefon, am spus... Da, asta era... În fine, deci, că n-ați fost trecut în program, că nu puteți vorbi sau că nu... Ferească Dumnezeu. Orice când puteți veni și orice când puteți vorbi, fără niciun fel de probleme. Eu, din partea Societății de Istoria Medicinei și Farmaciei, să vă informez că în vară, în luna iulie, la sfârșitul lunii iulie, doamna farmacistă Avădanei, Magdalena Avădanei, ne-a reprezentat la Congresul Societății de Istoria Medicinei și Farmacie de la București, unde a fost una dintre teme, a fost Societatea de Istorie a Medicinei din Roma. Și a și apărut în
revistă, în revista de la în Galenus din octombrie 2014, articol despre activitatea societății, de la înființarea societății, despre domnul doctor Cozărescu, și aș vrea să nu-l uităm nici pe domnul doctor Octav Crocodici, fiindcă, nu vreau să zic că la români, dar așa e la noi, de multe ori, după ce nu mai ești, atunci toată lumea te ridică în slăb, da. Și domnul doctor Crocodici a avut un rol deosebit împreună cu domnul doctor Epifanie Cozărescu, atât la înființarea societății, la muzeu, bineînțeles că a început domnul doctor Cozărescu și, formă, meritul cel mai mare a muzeului a domnului doctor Cozărescu. Deci, în revistă a fost un articol despre Societatea de Istoria Medicinei și Farmaciei și din roman. Și ce ni s-a propus ca societatea noastră să poarte numele domnului doctor Epifanie Cozărescu. Noi o să încercăm să discutăm cu toți membrii societății și să, așa, legal, prin notariat, facem din nou toate demersurile ca societatea noastră să poarte numele domnului doctor Cozărescu. Ne pare bine că totuși avem un număr destul de mare de invitați prezenți și permiteți-mi să îi dau cuvântul lui domnului preot doctor Țuscanu, un prieten vechi al nostru și un membru al Societății de Istoria Medicinei Filiala Roman, și ne face o deosebită plăcere să vă avem în mijlocul nostru. Poftiți-vă! Mulțumim, domnul doctor! Onorată asistență, dragi prieteni, ne revedem într-o atmosferă intimă, parcă această sală este specială, amenajată după sufletul, după intimitatea pe care ne oferea comemoratul nostru de astăzi, domnul doctor Epifanie Cozărescu. Și am găsit, înainte de a veni, cartea pe care mi-a oferit-o cu mult drag și cu ultima sa dedicație, înainte de a trece la cele veșnice, și am făcut atunci și o fotografie pe care aș dori să vă arăt, dar până se rezolvă problema tehnică, aș vrea să vă împărtășesc câteva gânduri legate de acest distins prieten al medicinei, al cărții, al istoriei, al nostru, al tuturora, doctorul Epifanie. Să întorc timpul cu 15 ani în urmă, la un eveniment care a avut loc în iarna acelui an. Și aflând că este din zona Cernăuțiului, i-am propus să facem împreună o călătorie, chiar dacă era vremea foarte rea, în februarie, să facem o călătorie până la Pașcani, să comemorăm împreună pe un mare mitropolit despre care se vorbește din ce în ce mai des, Visarion Puiu, care s-a născut la Pașcani și în preajma zilei sale de naștere, 27 februarie, începuse acolo o serie de manifestări cultural-spirituale în memoria lui. Visarion Puiu este un caz unic în istoria noastră a Bisericii Române, un mitropolit condamnat la moarte de către comuniști. Chiar dacă în contumacie el era fugit dincolo de granițele țării, la o ceremonie religioasă, dar condamnarea sa la moarte a rămas până astăzi un mister asupra bisericii, asupra persoanei sale, și în dreptul lui este scris criminal de război. Noi am înființat o asociație și atunci la Pașcani, împreună cu domnul doctor, s-au așezat bazele acestei asociații, dorința multor preoți istorici, cercetători din Arhivele Naționale, de la CNSAS, să ne mobilizăm, fiecare cu o contribuție, fiecare cu ce are material documentar legat de Visarion Puiu, să demontăm aceste acuzații
pe care i le-au adus cei din Tribunalul Poporului în februarie 1946, când a fost asociat cu crime de război în Transnistria, participând la Odessa, alături de Antonescu, la acea misiune ortodoxă română, din 42 până în 43. Și l-am provocat pe domnul doctor Epifanie la această temă de istorie, la această călătorie și i-am spus că am să vin de dimineață să vă iau de la Roma să pornim împreună către Bașcani. Și el mi-a spus, zice, să știi că aș vrea să iau și eu cuvântul acolo, nu doar să vă ascult. Se vor spune lucruri interesante. Erau oameni foarte bine documentați din arhivele naționale. S-au scos atunci pentru prima dată toate fotografiile. Un depozit făcut de Visarion Puiu când a părăsit țara. El a încredințat un geamantan cu documente și fotografii personale, corespondență, cele mai importante acte ale sale, directorului de la Arhivele Statului, Gârbovicianu, și le-a dat cu un opiș și pentru prima dată atunci au fost scoase la lumină acele mărturii. Iată, era foarte încântat și am pornit noi călătoria spre Pașcani, într-o iarnă mai urâtă și a stat foarte liniștit până la un moment dat când s-a rostit cuvântul Cernăuț. Când a auzit de Cernăuț, n-a mai putut să stea să asculte și m-a rugat să vorbesc cu moderatorul acelei întâlniri și să-i dăm cuvântul să facă și dumnealui o mărturisire, o mărturie. Și iată care a fost mărturia lui. M-a impresionat foarte mult acest lucru și chiar am consemnat-o într-una din revistele noastre, revista Asociației Visarion Puiu, care se numește Valori Perene. Și iată, urcându-se la acea tribună de unde se vorbea, domnul doctor le-a făcut o mărturisire personală, emoționantă și toți din sală s-au ridicat după aceea în picioare și l-au aplaudat. Așa a spus, așa a început ca și mențiunea atât de frumoasă, metafora aceasta, un stejar din țara Fagilor. Deci a spus că vin din țara Fagilor. M-am născut la Cernăuți și povestea cu mult drag despre familia sa, despre părinții săi, mai ales tatăl care era arhivar la Mitropolia Bucovinei. Arhivarul Mitropolitului Visarion Puiu. Deci un lucru extraordinar. Și povestea cu câtă trudă părinții l-au dat la cea mai bună facultate de medicină a timpului, la vremea respectivă, la Iași. Și aici, la Iași, viața era scumpă, era greu pentru un student la medicină să-și procure aceste volume de medicină, medicină internă, medicină generală. Sunt atâtea lucrări pe care mi le-a și arătat când l-am vizitat. Le avea și ținea foarte mult la ele. Probabil o parte sunt chiar aduse aici în preajma noastră. Și spune că cu multă trudă și cu sacrificii a ajuns student la medicină. Prima vacanță, vacanța de iarnă, s-a întors la Cernăuț și prima dată a venit la tatăl său ca să îl vadă, era dor de tata, dar era și bucuros să-i împărtășească primele sale impresii de la facultate. Și ajungând la Mitropolie, a coborât în subsolul clădirii. Știți cu toții, clădirea Mitropoliei este și în această imagine. Deci, Mitropolia din Cernăuț este o construcție din perioada Imperiului Austro-Ungar, foarte frumoasă, în formă de U, cu o arhitectură deosebită și aici era sediul Mitropoliei și reședința metropolitană și birourile administrative. Astăzi este Universitatea din Bălți, deci deservește Universitatea cu toate facultățile ei. Atunci era o clădire imensă și cam părăsită. Povestea însuși Visarion Puiu că la etajul acestei construcții, în formă de U, locuiau doi oameni, mitropolitul într-o parte și vicarul său
Ipolit, un bătrân episcop de vreo 80 de ani, în celălalt colț. Deci nici nu se vizitau, nici nu se puteau vedea. Era prea lungă distanța. Așa era și atunci. Era o clădire prea puțin locuită și birourile și arhiva de regulă se retrăgeau la subsol din cauza căldurii, mai ales în perioada de iarnă. Aici s-a întâlnit cu tatăl său, s-au îmbrățișat, i-a povestit cum este la facultate și în timpul acesta intră mitropolitul Visarion Puiu la arhivă să discute ceva, să solicite niște documente de la șeful arhivar care se numea Eusebie, bunicul domnului Radu, Eusebie Păzărescu, și îl vede și pe acest tânăr frumos, îl cunoașteți cu toții din fotografii. Domnul doctor a avut multe daruri de la Dumnezeu, dar și un chip frumos. Și era un tânăr foarte frumos, luminos la față și îl admiră mitropolitul din prima întâlnire, spunând: tu ești băiatul lui Eusebie, am auzit că ești student la medicină, vrei să ajungi medic? Da, el s-a pierdut, s-a emoționat. Aș vrea să ajung medic, dar cât este de greu, cine știe dacă am să pot să ajung. Zice, l-am mai întrebat câte ceva, dacă merge la cursuri, dacă are cărți după care să se documenteze. Zice, da, știi ceva? Ia fă tu o cerere. Ia scrie tu o cerere acum să-ți oferim un ajutor. Și a scris și el o cerere. I-a dictat mitropolitul. Subsemnatul, student Epifanie Păzărescu, vă rog să-mi acordați un ajutor bănesc pentru cele necesare la facultatea de medicină. Și pe loc mitropolitul a scris o sumă foarte importantă, 1000 de lei. Sus, deci 1000 de lei. Erau toate cursurile, știa el, aproximase așa cât ar costa în Iași toate acele volume indispensabile unui medic, unui om care dorește performanță. Și i-a aprobat pe loc. L-a îmbrățișat, l-a binecuvântat și după aceea intervine această nedreptate care îi se face lui Visarion Puiu. El este îndepărtat din scaunul de la Cernăuț în 1940. Se retrage la Mănăstirea Neamțului și îmi povestea domnul doctor că l-a mai văzut poate o singură dată, ocazional, până în 1944, când s-a retras, când a plecat din țară Visarion Puiu. Această întâlnire emoționantă și bucuria cu care povestea despre orașul său natal, despre Cernăuți, despre Bucovina, ne-a impresionat pe toți, mai ales că avea și o vârstă frumoasă atunci când a pornit cu mine la drum, pe urmele lui Visarion Puiu la Pașcani. După aceea, la Roma, în ori de câte ori am organizat aceste manifestări cultural-spirituale în luna februarie, era nelipsit și întotdeauna se bucura să amintească că și eu l-am cunoscut pe Visarion Puiu. Veșnică să fie pomenirea lui din neam în neam și Dumnezeu să-l ierte. Dragii noștri, domnul Păcului, are o intervenție, domnul Radu, pe marginea celor spuse de mine. În altul, Visarion, în vremea în care România Mare era și Basarabia și Bucovina, știți prea bine, a răspuns de toată Basarabia. Așa de frumoasă păstorie a făcut, că a intrat în memoria poporului și au apărut colinde cu numele său. Visarion cel frumos, era menționat în colinda din ianuarie. Colinda pe care vreau să o evoc doar câteva secunde, pornind de la altă personalitate pe care noi în ianuarie ar fi bine mereu să o avem în suflet. Ziua Națională a Culturii Române, 15 ianuarie. Și pe Sfântul lui Mihai, am scris pe colinde melodia în care vreau să anticip colinda
lui Visarion un pui. Cândva o să o prezentăm pe la colinde, colinde, e vremea colindelor, căci gheața se întinde asemeni oglinzilor și tremură brazii mișcând rămurelele, căci noaptea de azi când scânteie stelele. Sunt copii, copii și fetele, de dragul Marie își piaptă-nă fletele. De dragul Marie și-al Mântuitorului ducește pe ceruri o stea călătorului. Colindele de Crăciun, bucuria întâlnirii cu Domnul întrupat, speranța mântuirii noastre. Dar în ianuarie, căci ne aflăm încă în zi de ianuarie, se colindă pentru Boboteaza și Sfânt Ioan. Pentru că nu există colindă creștină fără bucuria de a-L întâlni cu Domnul Hristos. Că e mititel în fășărțel, în scute de bumbăcel, că e în apa Iordanului, în marginea râului și în aceste obiceiuri de colinde din ianuarie. Cineva mi-a spus, a trecut vremea colindelor. Păi colinde sunt și de flori. Și după înviere, 40 de zile, colinde după înviere. Și la Sfânta Înălțarea Domnului, colinda, care se face și când cinstim eroi. Dar unul din eroii neamului nostru este înaltul Visarion. Visarion a avertizat. Vine ciuma roșie, vine prăpădul peste România. De asta a fost condamnat la moarte. Pentru cuvintele lui de adevăr, pe care le-am văzut în timp. N-au avut satisfacția să-l vadă murind, așa cum au avut satisfacția să frângă multe destine de preoți ortodoxi sau greco-catolici în pușcăriile gulagului român, care a fost, se pare, unul din cele mai groaznice gulaguri. Nu există stat comunist în sateliții moscovii în care să se interzică colindele de Crăciun. Și asta a făcut Ceaușescu chiar în România. Acum au renăscut, dar bine ar fi să renască și celelalte. Copiii să cânte cu bucurie că, când se întorc după anul nou la școală, colindele de Bobotează și de Sfânt Ion. Noi mărți măgăritari pe lacuri de gospodar, doar boierii nu sunt acasă. Când s-au dus la vânătoare, cum merg acum în ianuarie, să mai stăpească puțin din țupăitori ăștia de iepuraș. Dar n-au găsit căpioare și au găsit un iepuraș. Și ăsta minune. Vorbește, zice, hop, sop, hop, nu mă țântire, mărți măgăritari, că eu nu-s ce par a fire, eu Ion, nu sunt Ion, mărți măgăritari, nănașul de Dumnezeu. Și mă blasama Maica să fiu fiară de pădure 9 ani și 9 luni și tot atâtea săptămâni, dacă acestea pline noi, jos la țară, jos la moi. Biserici deschide voi, slujbe mândre ține voi, rămâi gazdă sănătoasă, mă. Iată ce înseamnă colindele din ianuarie, lângă care am găsit colinda frumosului Visarion. Într-un copac, între ramuri, stă un legănem. Mântul dulce dragănă, pruncul de mileagănă, pruncul de mileagănă, mântul dulce dragănă. Dar mai jos de legănel, cine sta? Visarion, cel frumos, și îl întreabă pe Hristos, spune, Doamne, când va fi sfârșitul pământului? Simțea că se apropie ciuma roșie, că va fi sfârșitul pământului peste tot neamul românesc și peste atâtea și atâtea neamuri.
poate. Dar zice talentatul din popor, anonim. Și Iisus îi răspunde: când va bate fiul pe tată, când va bate fiică pe mamă, fii frate mic pe frate mare, soră mică pe cea mare. Dar seama ce disoluția familiei ajunsese după o perioadă de comunism în Basarabia să găsească în altul Visarion. Și în altul Visarion a făcut să renască credința creștină, respectul de familie, iubirea filială și frățească. Că suntem cu toții frați în numele Domnului. La mulți ani!